aici a organizat însuși acest festival care în al 11-lea an, ceea ce e foarte mult, și care are ca, cum să spun, s-a născut din dorința, din dorința unei profesoare a voastre, Gabriela Vasiliu, de a crea un mediu de apropiere a elevilor ei de poezie. Și a început cu clase mai mici și mi-amintesc din primele ani ai festivalului spectacole de poezie organizate și interpretate de elevi. Pentru prima oară, țin minte că am fost fericită că am scris poezii pentru copii, că le interpretau atât de minunat, îți amintesc. Era ceva, adică niciodată nu mi-mi pipeam cu poeziile alea ale mele, care erau niște jucăriore pentru mine. Puteau să devină ceva atât de luminos în gura unor copii de 7, 8, 10 ani și, cum să spun, asta a mers, bineînțeles, până la clasele mari. Deci ceea ce vreau să spun este că Nicolae Văciuț a fost unul din oamenii care împreună cu Gabriela Vasiliu a pornit acest festival și, cum să spun, i-a organizat funcționarea, faptul că în fiecare an se tipăresc cărți cu lucrările elevilor care câștigă și sper, probabil că și printre voi sunt concurenți în acest festival, mi se pare un lucru minunat. Dincolo de asta, el, bineînțeles, este un poet cunoscut și este un ziarist de primă mână și redactorul șef al revistei Vatra Veche de la Târgu Mureș. În ceea ce privește pe Andreea Răsuceanu, este unul din numele cele mai strălucitoare ale tinerii generații de prozatori din România. Este, după părerea mea, romancierul numărul unu și cu siguranță va fi o mare scriitoare a literaturii noastre, deci, cum să spun, se vede deja de la aceste cărți publicate și deja traduse în diverse limbi. Dar vreau să vă spun despre ea ceva cu adevărat uimitor. Este pentru prima oară la Brăila, deși Brăila a fost descrisă într-un roman care se petrece la Brăila când a venit. O să vă spun ea însăși despre asta. Mi s-a părut ceva foarte emoționant, că, cum să spun, soseam împreună aseară și pentru ea era un moment existențial faptul că își descoperea în ce măsură se suprapunea imaginea ei imaginată peste realitate. În ceea ce mă privește, n-am avut niciun fel de legătură cu Brăila înainte, dar am avut întotdeauna ideea că un scriitor nu trebuie să fie doar cineva care să închidă ușile camerei în care scrie, deși trebuie să le închidem și numai așa putem scrie, dar până la urmă, literatura se naște și asta în dictatură, într-o societate oprimantă, se vedea mult mai bine decât acum. Literatura și poezia mai ales se naște la mijlocul drumului dintre cele care, dintre creator și receptor și de asta poeții au fost, în general, mai cunoscuți, nu numai în România, ci în toate țările foste comuniste. Aveau statutul, Nichita Stănescu era, cum să spun, mult mai celebru decât orice cântăreț de muzică ușoară. Pentru că poezia are ca mijloc de expresie metafora. Metafora, după cum învățați la școală, este o comparație care lipsește un termen. Deci, poetul spunea jumătate, cealaltă jumătate nu era decât sugerată și era inventată de cititor. Asta o făcea să nu poată fi supusă cenzurii
în totalitate. Adică asta o făcea să poată să treacă peste capul cenzurii sau pe sub nasul ei și să se creeze ca entitate luminoasă la mijlocul distanței. E bine, în acest sens, întotdeauna am crezut că în definiția mea de scriitor trebuie să intre și legătura mea cu cei care mă citesc sau mă ascultă și mai ales trebuie să intre faptul că trebuie să existe acești oameni. Adică nu cred că unui scriitor poate să-i fie complet indiferent, deși nimeni nu scrie anume gândindu-se la cititori. Adică nu cred că există un scriitor adevărat care să funcționeze ca un manufacturier de poșete, să zicem, care le face în așa fel să se vândă cât mai bine. Dar, în același timp, este clar că ideea că nimeni n-ar înțelege ce spun eu sau nu i-ar păsa de ceea ce spun eu, ar naște întrebări și asupra mea, nu numai asupra lor. Și atunci faptul că se vorbește foarte curent de faptul că tinerii, adică voi, adică generațiile care sunt acum în școli, nu mai citesc și nu-i mai interesează literatura și lectura în general, nu este o nenorocire doar pentru ei, este o nenorocire pentru toată cultura care se stinge în felul acesta, pentru că nu mai are cui se adresa. Asta a fost baza pe care am fost convinsă de Nicolae Băciuț să patronez, să zicem, deși nu-mi place cuvântul, acest festival și deși mereu mă jenează puțin cultul numelui meu, pentru că nu-i vorba de personalitate, ci doar de un nume care este imaginea acestui festival. Dar scopul festivalului ăsta este să facă să dispară distanța dintre noi și voi și din felul în care se petrec lucrurile aici, este un succes, ceea ce înseamnă foarte puțin față de nivelul țării în general. Mulțumim! Noi suntem foarte curioși. Avem întrebări, cred că ne-ar trebui zile întregi. Ne permiteți câteva? Da? Ne-am pregătit cu întrebări pentru fiecare dintre dumneavoastră. Copiii sunt nerăbdători să le spună, să le spună. Așa că-i loc. Cine e curajos? Cine pune prima întrebare? Irina. Am o întrebare despre o la dumneavoastră, se numește patria mea a 4. Care a fost povestea din spatele ei? Mai rapid. Nu știu dacă e o poveste. Deci, A4, pagina A4 este pagina de hârtie, ceea ce se numea pe vremuri paraministerială, da? Este numele hârtiei. Iar patria mea A4 este o definiție extrem de pesimistă a poeziei. În sensul că doar asta este absolut sigur pentru mine. Adică doar în pagina de hârtie mă simt cu desăvârșire acasă. Aici nu se poate întâmpla nimic rău. Tot ce e în plus e din. Mai bine lăsați-ne pe noi să vă aplaudăm pe voi. Da, aș vrea să vorbească și colegii mei. Nu mai o vorbă. O vorbăreață. Andrei.
trebuie să răspund la o întrebare. Dar e o glumă pe care o știți. La un examen, profesorul îmi întreabă că e greu întrebarea, e grea întrebarea mea? Ce nu, nu, doamna profesoară, răspunsul e greu. Deci întrebările sunt ușoare. Cele mai naive întrebări pot genera niște răspunsuri formidabile. Și de multe ori mi s-a întâmplat și mie și cu siguranță și Ane și Andrei să se întâlnească cu copii foarte mici care să pună niște întrebări absolut imposibile în frumusețea, sinceritatea și ingenuitatea lor. Nu încercați să puneți întrebări academice. Încercați să puneți întrebări firești. Eu am o nepoată de 2 ani și ea mă întreabă, îi spun plouă, dar de ce plouă? Păi nori, se scută, dar de ce sunt nori? Puneți astfel de întrebări. Astea sunt întrebările inteligente. Că celelalte sunt prea sofisticate pentru voi și noi cine știe ce răspundem până la urmă, dincolo de așteptările voastre. Puneți întrebări ca să primiți răspunsul la ceea ce vreți să aflați. Prăguș, care este dincolo de un enorm artist, a fost și un înțelept, există o cărticică cu, cred că mai mult de 100 de fraze, care toate sunt extraordinare. Una dintre ele era: nu te grăbi să răspunzi, rămâi puțin cu întrebarea. Și de multe ori m-am gândit ce înțeleaptă e aceasta. Că putem noi ne grăbim să răspundem. În timp ce ideea de a medita asupra întrebărilor lumii de fapt mai importantă decât răspunsurile pe care le poți să am. Da, Maria. Numele tuturor prezenței aici îmi spune că suntem foarte emoționați să avem în școală și în oraș trei personalități, chiar patru personalități atât de semnificative pentru cultura noastră. Și nu este o întrebare neapărat doar pentru dumneavoastră, este pentru toți trei. De unde vă găsiți inspirația atunci când scrieți? E o întrebare foarte bună și la care se poate răspunde multe feluri. În primul rând că în ultima vreme se discută foarte mult dacă inspirația chiar există sau e doar numită. Dacă nu cumva proza, mai ales proza, este rezultatul muncii 100% și foarte puțin ajunge în momente de inspirație. Eu sunt dintre cei care cred că inspirația există. Dar, în același timp, romanele mele sunt, în primul rând, rolul muncii și a documentării. Inspirația vine, nu știu, rar, în momentele în care am timp pentru asta, în momentele mele libere, în timpul vacanțelor, în timpul, nu știu, weekend-urilor, nopților, cam atunci când reușesc, de fapt, să scriu la cărțile mele. Și faptul că eu am avut un parcurs oarecum atipic și m-am ocupat întâi de teoria literaturii, de critică literară, aproape 10 ani și am scris 4 cărți de geocritică înainte de a scrie roman, a avut un rol foarte important, de fapt, în formarea mea ca scriitor. Și așa am înțeles că fără matematica asta, care înseamnă construcția unei cărți, a structurii, e construcția personajului, schemele pe care le faci înainte de a te apuca propriu-zis să scrii o poveste, sunt cele mai importante, mult mai importante decât momentele în care vine inspirația. Dar, într-adevăr, cred că cele mai bine scrise părți în cărțile mele sunt cele scrise în aceste mici momente de euforie poetică, care se simt, așa cum spun criticii, în cărțile mele. Dar acum eu mă gândesc deja, pe partea minții mele, din ce vorbesc, la aceia dintre voi care poate scrie deja sau care poate ar vrea să scrie. Mai ales că, le spuneam și colegilor voștri mai devreme, eu și coordonez o colecție de literatură română contemporană de 7 ani,
îmi place foarte mult să fac lucrul ăsta și să descoper voci noi și talente noi. E în principal o colecție de debutanți și o colecție care are în centru ideea aceasta a diversității extraordinare pe care o presupune în momentul acesta literatura. Deci vă invit pe de-o parte să descoperiți colecția, să descoperiți pe scriitorii contemporani, o colecție pe care o fac la editura Humanitas, o găsiți la librăria de aici, de lângă teatru. Și pe de altă parte, dacă vă gândiți voi înșivă să scrieți, să luați în calcul acest lucru, că scrisul de literatură și în special de proză înseamnă în primul rând munca asta, exercițiul, gândirea unei construcții și a personajelor și abia apoi vă puteți lăsa, nu știu, în speranța că inspirația va veni și textul va curge și va suna foarte bine. Asta abia după ce e foarte multă muncă acolo. Dar o să descoperiți că lucrul ăsta nu e deloc complicat și nici neplăcut, așa cum poate deveni uneori, nu știu, pregătirea voastră pentru proba de la bacalaureat, de exemplu, sau pentru teze, sau pentru nu știu ce probe mai aveți de dat în cadrul programelor școlare, ci este ceva care vă stimulează extraordinar creativitatea și care o să vă facă să vedeți cu alți ochi și simplu lumea din jurul vostru. Asta reușește să facă literatura și în același timp să-ți dea foarte multă libertate de a vorbi despre cine ești cu adevărat. Dacă sunt printre voi copii care vor veni la atelierul de mâine, abia aștept să vorbim mai mult și mai aplicat despre cărți, despre scris și mai ales despre citit, care am uitat să spun, deși era poate lucru cel mai important, e prima condiție care trebuie îndeplinită pentru a deveni scriitor. Să citești cât mai mult, să fii în primul rând un cititor foarte bun. Hai să vă spunem esențial. Din punctul meu de vedere, orice subiect poate deveni punct de inspirație, punct de plecare pentru o temă literară. Îmi amintesc povestea unui lucrător din Cluj de la revista Tribuna, Adele Popescu, era redactor șef atunci. Cei care doreau să-și încerce puterile înainte de a le citi textele, le puneau un scaun pe birou și spunea: scrieți despre acest scaun. Acolo se vedea dacă există capacitatea de a scoate literatură din tot ceea ce ne înconjoară. Eu cred în inspirație. În general, poezia are acest privilegiu al inspirației, în timp ce proza presupune mai mult. În cercetare pentru limbaj, nu ne aparține, într-un interviu cu Eugen Ulicaru, îl întrebam care sunt condițiile primordiale pentru un prozator. Știți ce mi-a spus? Prima și cea mai importantă condiție este să poată să stea pe culul lui 8 ore. Pentru că una e să scrii proză, Rebreanu scria în jurnalul lui după ce scrisese Ion, Răscoala, Pădurea Spânzuraților, novelele, scria în jurnal: am stat toată noaptea în fața paginii albe de hârtie, n-am scris niciun rând. N-a venit inspirația. Eu spuneam, cred în inspirație și de multe ori scriu pe orice și pe ce. Eram la o ședință de colegiu prefectural, că am și niște atribuții administrative în județ, și era o ședință îngrozitor de plictisitoare. Și atunci eu, ca să mă protejez, să mă apăr, m-am arătat foarte interesat de ceea ce se discută și așa, cu ochii întredeschiși, am scris un poem. L-am scris în gând. Și vi-l spun și vouă să vezi cum a curs inspirația fără să fi premeditat ceva sau să fi construit ceva anterior. Poemul se cheamă Grădinare Rai. Nu-ți cer nimic. De ce ți-aș cere când singur, Doamne, știi ce vrem? Zăpezii, cum se cer să fie albă? Și iernii, cum se cer să fie verde? Iar sforii, cum se cer să fie gen? Nu-ți cer nimic. Ne ajunge timpul din care ne ridicăm câte puțin. Nici strugurilor nu le cer să fie vin, nici soarelui să uite dimineața. Nu-ți cer nimic. La judecata de apoi, din mine, dacă mă ridic,
nu voi fi singur. Suntem doi. Nu-ți cer nimic. Da. Dacă totuși vrei ceva să-mi dai, să mă faci, Doamne, grădinar. Dar grădinar în rai. A fost cea mai frumoasă ședință din viața mea. Care m-a protejat. Literatura, până la urmă, cred că are și acest rol, să ne protejeze de toate relele acestei lumi, arătându-ne frumusețea ei. Vorbea Andreea despre cititor și cât de importantă este lectura. Tot în acest registru al inspirației, la Chișinău, la bibliotecă, directoarea bibliotecii, așa într-un limbaj pitoresc, Doamne Bacios, dacă vă rog frumos să scrie ceva în carte de onoare a bibliotecii. Cum martor, vă jur, fără niciun fel de respirație. Am luat cartea de onoare și am scris. Sărut stânga, sărut dreapta celui ce deschide cartea. Sărut stânga celui care a învins nătânga lene de a fi. Sărut stânga, sărut dreapta. Le sărut pe amândouă care au pe unghii rouă de pe firele de carte care au trecut prin moarte și renasc în fiecare ochi din margine de zare. Le sărut pe amândouă. Sărut stânga, sărut dreapta care țin drept cruce cartea. Pentru mine, cartea rămâne... Cartea rămâne crucea pe care trebuie să o urmăm. Și formula pe care o știți din străvechime, ai carte, ai parte, e unul dintre marile adevăruri ale lumii. Iar întâlnirea noastră ajunsă nu la o cifră încărcată de simbol, 11 și are semnificația simbolistică, întâlnirea noastră între țintele pe care le-a avut și care vale pe voi în vedere este cultivarea creativității. Nu neapărat să fiți toți scriitori, fiindcă nouă ne teamă de concurență. Nu vrem să fiți mai buni decât noi. Dar creativ nu este doar cel care scrie. Creativ e și domnul doctor, creativ e și domnul profesor, creativ e și domnul taximetrist care te poartă până ți-a toți banii. Creativitatea este apanajul artei de a fi. Ori acest concurs, cred că a reușit generație cu generație, au fost generații cu mii de participanți, să întrețină această atmosferă a creativității. Altfel devenim analfabeți funcționali. Citim și nu facem legătura între semnificat și semnificat. Și e ușor să cobor din copac pe pământ, dar să știți că foarte repede se ajunge de pe pământ în copac și e păcat. Trăim o singură dată. Pentru că s-a făcut această deosebire între poezie și proză din punctul de vedere al respirației, deosebire reală, pentru că toți prozatorii sublinează că trebuie să ai puterea de a sta pe scaun ca să scrii proză. Dar nu, nimeni nu poate să-și imagineze un poet care își așează pe scaun și așteaptă să scrie poezie. Deci este clar că poezia este mult mai dependentă de, hai să zicem, inspirație. Eu voiam să vă spun, pornind de la asta, cum se explică momentul în care am trecut de la poezie și spre proză, pentru că prin poezie am ieșit și nu m-am oprit de a scrie. Dar a fost, la un moment dat, publicasem, cred că vreo 4 sau poate chiar 5 cărți de poezie, când au existat două motive pentru care am început să scriu proză. Primul a fost acela că în jur, deci asta se întâmpla în anii
spre în anii 70, după 75, 78, în jur totul se întuneca, totul devenea din ce în ce mai insuportabil, totul devenea tot mai absurd. Și sentimentul meu era dublu. Pe de o parte, că simțeam nevoia să descriu, adică să intre în pagina mea toată această, nu știu, să fie o mărturie a nebuniei pe care o trăiam cu toții și a suferinței pe care o trăiam, de fapt. Iar pe de altă parte, mi se părea că este riscant, că este ceva nedrept să pun pe umerii poeziei toată nebunia asta. Adică, nu știu, ca și cum aș pune minereu de fier într-o corabie de hârtie. Și atunci am început să scriu proză în care puteam să spun mai mult și mai în amănunte, ca să spun așa, mai nuanțat, pe de-o parte. Pe de altă parte, însă, și poate că ăsta a fost motivul adevărat, era faptul că atunci, ca și acum, poezie nu scriu că vreau eu. Deci, nu îndrăznesc să spun cine vrea scriu. În orice caz, cineva de deasupra mea. Și ceea ce face poezia întotdeauna imprevizibilă. De-a lungul întregii vieți, mai ales de-a lungul tinereții, plecam de acasă, deci lucram la o revistă studențească și câteva luni strângeam bani, după aceea îmi luam o lună concediu fără plată și cu banii respectivi mergeam și închiriam o cameră la... Existau niște anumite case de creație unde era destul de ieftin și închiriam o cameră pe o lună de zile. Deci știam că am o lună de zile, n-aveam nicio idee despre ce o să scriu, dar pe parcursul acestui proces creștea un fel de, nu știu cum să spun, ca un val, ca un ceva care abia așteptea și într-adevăr în clipa când mă instalam în cameră și mă așezam, primul gest era să mut masa. Erau niște camere simple cu un pat, o masă și o chiuvetă și un dulap. Luam masa și o puneam sub geam. Asta era esențial, ca stând la masă să privesc afară unde erau bucegii, era brazii. Și începeam să scriu. Chiar începeam să scriu. Și la un moment dat mă opream. De cele mai multe ori înainte să se termine luna. Dar nu faptul că nu mai aveam idei, ci faptul că aveam conștiința, senzația că asta a fost tot, că asta e, că s-a terminat definitiv, că niciodată nu știu dacă iar o să mai fiu în stare să scriu. Deci acest sentiment de nesiguranță absolută pe care o au în mod firesc toți poeții este extraordinar de greu de purtat. Și lui să spun, există ca un echilibru al lui situația prozatorului care se așează la masă, are un plan, în primul rând, în care intră într-o măsură mai mică, intră gândirea și mai mult decât inspirația și începe să scrie pe baza acestor idei și scrie până te doare coloana și te doare mâna și atunci te duci și te culci și dimineața te scoli și găsești o frază pe jumate și o continui. Deci această idee că poți să continui ceva ce există și va mai putea exista pentru că este ceva rațional, nu dincolo de rațional, ca poezia, mi-a dat sentimentul că sunt scriitor profesionist. Da, aș vrea să mai spun ceva. Ce foarte mulți ani am avut curajul să mărturisesc pentru că mi se părea, așa cum de altfel, mi se părea chiar dincolo de orice înțeles. Și de la am început
S-a întâmplat odată și după aia am început să fiu atentă și am găsit a doua oară și a treia oară și a zecea oară în manuscrise cuvinte cu litere scrise greșit. Dar nu orice fel de litere. Perechi de litere. Deci există consoane labiale și nu mai știu cum se numesc. Deci P, B, C, G. Adică sunt perechi de consoane. Și greșeam. Deci scriam în loc de bine, bine. Nu puneam R. Adică întotdeauna puneam, apărea perechea. Fapt care nu se poate explica decât printr-un defect al urechii. Adică că n-am auzit bine. Bine, da. Erau texte gândite de mine. Dar asta ar putea să fie o dovadă. Și încă o dată mă jenesc că vă spun și nici nu insist. Dar chiar există acest fenomen ca și când mi s-ar fi spus și eu n-aș fi înțeles exact, din când în când aș fi înțeles în subliminal greșit și aș fi scris greșit. Deci asta e ceva destul de mistic și așa ca o poveste absurdă pe care însă am trăit-o și la căruia noi am găsit explicație, dar care este cu siguranță o dovadă că poezia este ceva și asta n-aș fi îndrăznit niciodată să spun asta, dacă n-ar fi spus-o nenumărați mari poeți înaintea mea, de toate limbile, acest sentiment că altcineva hotărăște ce scrii, că îți vine în minte ceva la care nu te-ai gândit niciodată și încep să scrii și după aceea continui tu, asta nu înseamnă că poezie nu există și muncă. Dar zâmburul este clar că este de deasupra omului și a muncii. Mulțumesc! Nu știu ce fac pe aspirul, la 11:30 trebuie să fim la teatru.